Bună, internetul grăiește! Cu voi este Irina Tabaranu și vin cu știri din stânga Nistrului. În această ediție vreau să vă arăt cine sunt capii regimului separatist de la Tiraspol ce poartă în buzunar pașaportul ucrainean și cum s-a făcut ca unul dintre ei riscă ani de închisoare în Ucraina. Apăsați butonul like și începem! Săptămâna aceasta la Chișinău a venit cu o vizită oficială reprezentantul ucrainean în procesul de reglementare transnistreană. Acesta a ținut un briefing de presă în premieră alături de Oleg Serebrean, vicepremierul pentru reintegrare, împreună cu care au dezmințit mai multe falsuri pe larg tirajate de Tiraspol, precum că Chișinăul și Kievul s-ar pregăti să atace regiunea transnistreană. Partea interesantă e că oficialul ucrainean a venit cu un mesaj important de transmis capilor regimului separatist, mai exact celor care dețin cetățenia ucraineană, fiind obținută în timpurile în care țara vecină era condusă de un guvern prorus și ținea partea separatiștilor. Printre cei cărora s-a adresat oficialul ucrainean este pretinsul președinte al RMN Vadim Krasnoselski, pretinsul premier din regiune Alexander Rosenberg, pretinsul ministru de externe Vitali Ignatiev și oligarhul Victor Gușan, care deține holdingul Șerif și monopolul pe întreaga economie transnistreană. Ceea ce ține de, să spunem așa, despre responsabilitatea unor cetățeni ucraineni care locuiesc nu neapărat pe teritoriul Ucrainei. Ucraina e un stat de drept, are o legislație. Orice cetățean al Ucrainei trebuie foarte bine să înțeleagă că în afară de drepturi, față de statul său, are obligațiuni și mai cu seamă responsabilități. Dacă încalcă conștient legea, e normal și să fie tras la răspundere. Nu voi mă voi adânci în acest subiect, deoarece e un subiect care ține mai mult de abilitatea organelor de drept, dar acest lucru aș vrea să fie bine înțeles de toți. Legea trebuie respectată. Vă întrebați de ce acum și-au amintit autoritățile de la Kiev de cetățenii lor ce mențin separatismul în Moldova. Schimbarea s-a produs datorită celei mai loiale slugi a Kremlinului la Tiraspol, așa zisul ministru de externe Ignatiev. Pretinsul ministru este declarat bănuit în Ucraina de colaborare cu Rusia și subminarea ordinii constituționale. Pe un Rahovei pe care l-ați auzit mai devreme, nu l-a menționat expres pe Ignatiev sau pe oricare alt exponent al regimului în declarațiile sale. Dar a dat de înțeles că legea trebuie să fie respectată, chiar dacă aceștia nu se află pe teritoriul ucrainean. Și asta după ce atât Krasnoselski, cât și Ignatiev au făcut nenumărate declarații false în adresa Kievului, precum că vor să atace regiunea sau că au fost organizate de către Kiev mai multe provocări pentru a destabiliza situația din stânga Nistrului. Ignatiev trebuia să se prezinte până pe 17 ianuarie la Serviciul de Securitate al Ucrainei din regiunea Vinița pentru a primi o notificare în scris cu privire la suspiciunea de comiterea infracțiunilor imputate. Ignatiev, în discuțiile cu jurnaliștii după întâlnirea în formatul 1+1 ce a avut loc la Tiraspol pe 16 ianuarie, a refuzat să comenteze chemarea sa la SBU. Можете как-то прокомментировать ваш вызов по повестке? Нет, не буду. Не стоит. Это не стоит комментария. Они понимали это? Нет, нет, нет. Это никакого отношения не имеет к реальности. У вас еще и один день есть для того, чтобы пойти. Не комментирую. După procedură, acesta ar trebui să fie dat în căutare națională, ulterior internațională, din motiv că nu s-a prezentat potrivit citației. În așa caz, autoritățile de la Chișinău vor fi puse în situație să îl ofere Kievului cu cătușele la mâini pe Ignatiev, dacă acesta va părăsi desigur regiunea, sau să-și caute un alt reprezentant al regimului pentru a ține negocieri. Văd puțin probabilă situația în care autoritățile noastre să negocieze cu o persoană căutată internațional în Ucraina. Rămâne de văzut cum vor proceda autoritățile Republicii Moldova. Interesant mai este un alt fapt. Aflat la Chișinău în 2022, Vitali Ignatiev a fost abordat de jurnaliștii de pe malul drept al Nistrului. Aceștia i-au cerut să se expună asupra războiului din Ucraina, fiind posesor al unui pașaport ucrainean. Acesta a evitat categoric să pronunțe cuvântul război. В Украине кто начал это? Мы не обсуждаем вопрос, который вы мне задали.
Почему вы не обсуждаете? У нас нет этой темы в повестке. Но вы думаете, что очень много проблем. Следующая, которая будет... Мы не высказываемся, я не готов высказываться на эти темы. Вы гражданин Украины. Как гражданин Украины, что вы считаете? Я гражданин Приднестровской Молдавской Республики. Сегодня я участвую на мероприятии, на встрече политических представителей, как гражданин Приднестровской Молдавской Республики, кстати, украинского происхождения, вы абсолютно правы, для того, чтобы обсудить проблемы, которые создала молдавская сторона в первую очередь. L-am numit pe Ignatiev slugă a Kremlinului, deoarece de către Moscova direct a fost numit în această funcție. Această poziție fiind în subordinea rușilor din toate timpurile și este considerată o persoană chiar mai periculoasă decât Krasnuselski la adresa Securității Republicii Moldova. După cum puteți observa, moldovenii din stânga Nistrului sunt conduși nu de moldoveni, dar de către ruși ce se ascund după cetățenia ucraineană. Scrieți în comentarii ce părere aveți despre acești ucraineni care fac jocul Moscovei și cum credeți că trebuie să procedeze Chișinăul dacă Ignatiev va fi anunțat în căutare internațională. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, redacția Zona de Securitate a abordat de nenumărate ori subiectul cetățeniei liderilor separatiști de la Tiraspol și ca picătura chinezească eforturile noastre prin contur. Același scenariu sperăm să aibă și un alt subiect, lipsa acestor personaje din lista sancțiunilor internaționale și naționale, despre care, din nou, vorbește doar echipa noastră. Dacă credeți că munca noastră este importantă, eu vă aștept pe Patreon pentru a face o donație către Zona de Securitate. Nata, Andrei, aveți legătura!